La recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie, asistenții calificați care au contract de colaborare cu Crucea Roșie se deplasează la domiciliul bolnavului pentru îngrijiri de specialitate. Din luna mai suntem autorizați pentru îngrijiri medicale la domiciliu. Avem încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aceste servicii sunt decontate prin Casa de Sănătate. Noi acționăm prin recomandarea medicilor specialiști la aceste cazuri. Avem un număr de două cazuri în prezent. Unu, o recomandare dată de un medic specialist chirurg, nu numai unei intervenții chirurgicale, și cel de-al doilea pentru recuperarea și evitarea escarelor de decubit în urma unui accident vascular. Hai mai, să luăm tensiunea, să vedem cum stăm cu tensiunea. Hai. Bătrâna la care l-am însoțit pe asistentul de la Crucea Roșie Buzău se află sub îngrijire medicală la domiciliu de aproape două luni și este pe cale de a se vindeca. Cei din familie sunt extrem de mulțumiți de serviciile oferite și mai ales de faptul că acestea sunt gratuite. Dumnezeu a avut o plagă foarte urâtă, acum s-a cicatrizat pe membrul inferior drept. Noi intervenim și am intervenit pentru a se vindeca această plagă. Băiatul, oricum, își face treaba cum trebuie, vine la program când este să vină când trebuie. În acea situație care era la rana care o avea, nu s-a aștepta nimeni să mai să vindeci. Și de la circulația sângelui s-a spart acolo, la aia a avut o bășică cu sânge și am dus-o la spital. Am curățat-o, a operat acolo și pe urmă i-a dat îngrijiri. Prima dată cu Crucea Galbenă și n-am fost mulțumiți și ne-am dus la Crucea Roșie și... Face treaba cum trebuie. Da, băiatul a făcut treaba cum trebuie. Nu ne așteptam la orice... Da, pentru că acolo a zis să plătim tot. În curând, în afara autoturismului de serviciu, filiala de Cruce Roșie Buzău va primi de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău o autosanitară cu care asistenții medicali se vor putea deplasa la domiciliile bolnavilor de pe întreg teritoriul județului. Acum ajungi și eu, acum ai bine. Da. Da. A umblat aici fata, te-a dezgolit, nu? Da, sănătate. Dumnezeu și te-a sănătate. Mulțumesc la fel și matale.